Ok, salutare tuturor, eu sunt Robi și bine am găsit astăzi la un nou vlog. Astăzi vreau să vă prezint cum arată o zi din viața mea de student la Facultatea Politehnica din Timișoara. Deci da, o să vă iau cu mine pe scurt toată ziua, vedem ce facem. Și da, în momentul de față sunt în mașină, aștept să intru la not, este ora 8. Cam acum ar trebui să mă duc, dar am zis să facem acest intro, să nu facem înăuntru. Poate super domn profesor, cine știe, mă dă afară, nu mă las. Creditele alea, frate, creditele alea, ce nu fac eu pentru ele? Mă trezesc chiar și la ora asta când am ore de la 2. Yay! Da, o să mergem înăuntru, vă arăt ce mai este și pe acolo și ne auzim. Și dacă vă place acest vlog, nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe dacă vă place și toate cele. Și poate mai facem videoclipuri de genul continuare, habar n-am. Nu știu ce o să iasă, dar haideți să vedem. Peas and carrots, what we inherit. I see the merit in the squeeze of parents. No need to sugarcoat it. I see the need for being married, but who would condone it? When your dreams are being buried and it seems you've been disowned, I say hold on to the little piece of you that's still upon you. Look twice and where's it gone to? Think twice, but what are you gonna do? If this is the type of life you want to, just let it on you. I say. Da, încă o zi gata de înot, am băgat și puțin un antrenament la aparate, picioare, puțin spate, biceps și piept. Și da, acum merg spre facultate, trebuie să mă duc la bibliotecă să fac ceva proiect, așa că ne vedem acolo. Ok, deci suntem în liftul bibliotecii și mergem la etajul 4 să fac ceva treabă. Yes, ce pot să zic? Ok, deci nu știu cât de tare pot să vorbesc aici, pentru că eu oricum deja vorbesc destul de tare. Dar nu e nimeni aici, ce? What? Nimeni aici? Da, stau aici pe, așa zis, pat, acolo unde îmi place mie să dorm de obicei. Și trebuie să mă apuc de ceva destul de puternic la fizică. Laborator, astăzi este joi. Și trebuia să am laborator vineri, dar fiind ultima zi de facultate, de gata semestru, vin sărbătorile toate cele, am decis să mă duc astăzi și trebuie să prezint laborator azi. O să vă arăt imediat ce am de făcut, nimic foarte, foarte special, dar va dura ceva timp. După care, la 12 trebuie să mă duc la Julius Town. Dacă nu știți ce este Julius Town sau, nu știu, la Straits-ul Borocă, ceva de genul. Uitați-vă aici. Bună seara, Timișoara! Nu vă prindeți în călădurile! Oameni buni, acum este foarte important. Sunteți gata să stabilim recordul? Este omul care atunci când merge în lume nu uită să se întoarcă acasă. Smiley! Sau urmăriți-mă pe Instagram, unde postez de obicei chestii interesante și n-are nicio legătură, dar always plug, pentru că de ce nu? Așa ar trebui să se vadă mult mai bine. Nu știu dacă este într-adevăr așa, dar mă rog, hai să mergem să vedem ce am aici. De obicei vin aici la calculatoare, chiar dacă este și bibliotecă jos cu cărți și toate cele, dar aici pot să mai stau și pe PC și da, astea sunt PC-urile. Din păcate nu sunt foarte bune, adică
monitoarele astea sunt destul de scumpe, se pot roti toate cele, deci e super, super șmecher. Partea nașpa e că a pierzi foarte toate datele de pe ele, nu se salvează nimic. Cred că sunt legate la unitate centrală, te loghezi cu userul tău și de fiecare dată se șterge tot. Windows 7, dacă nu mă înșel, nu poți să modifici evident nimic pe el, poți să stai pe browser, dar ai lag. Nu știu, overall e un loc destul de bun să stai să, nu știu, chillin, I guess. Dar hai să mă pun pe treabă. I'm defenseless, I'm always swinging for the fences. Yeah, I'm always swinging for the fences. I'm always swinging for the fences. I'm always swinging and trying to hold on to this feeling while believing in this journey. It won't hurt me more than needed. It won't hit me in a hurry. I just wanna call it even, but you leaving me defenseless. I'm always swinging and ok, deci so far so good, but am făcut deja două, atâta că trebuie să fac 5. Problema este că datele pentru axe trebuie să le iau de aici și celelalte 3 nu le-am completat pentru că, da, erau prea multe. Așa că trebuie să mi logesc, să mi le trimite cineva și aștept, așa că pierd vremea în loc să le fi terminat deja. Oh, God. Ok, deci mergem spre mașină, dar înainte vreau să vă arăt puțin parcul de calisthenics, unde încerc să merg și de obicei când e soare, aici mă găsiți în pauzele dintre cursuri. Deci, asta este și... spart sticla. Yes. Da, deci cam asta a fost parcul. Știu că nu e nimic senzațional la el. Na, cel puțin pentru mine este. Atât timp cât ai o bară, poți să faci de toate. Și în chestia asta cu calisthenics este foarte, foarte utilă. Așa că da, mergem la mașină. Și o să o iau spre Julius Town și vedem ce mai facem pe acolo. Yo, deci vremea asta nu e ok, deci chiar nu e ok afară. Man. Suntem în luna decembrie, frate. Și nu, să zicem că nu știu, în 15, suntem în 20 decembrie și eu țin geaca asta pe mine doar că arată ok, dar nu, n-ar fi cazul. Sper să nu iau copyright pe melodia asta, deși eu zic că nu o să iau. Așa că, da, hai că s-a făcut și verde și ne grăbim. Ok, deci, nu știu, tunelul ăsta e prea genial. Hai să vă arăt aici, îs și picturile astea, nu știu, e prea, prea tare. Mai ales, nu știu, noaptea să fii pe aici, I don't know, cu mașina sau, da. Bun, am ajuns și la Julius Town și mergem să parcăm. Cam așa se vede de aici, mall-ul tot frumos. Și mergem la parcarea de acolo. Și al treilea lift în care suntem astăzi, ăsta este imens, dar da. Merg sus la mâncare să mănânci. Ok, deci da, sunt aici la mâncat de la Subway și tocmai venit niște băieți și au vrut să facă o poză cu mine și că mă știau de pe YouTube. Prima dată chestia asta, nu știu, a fost o farsă, apar n-am. Dar da, băieți, dacă uitați la acest video, big like și ce să zic, baftă în continuare. Gata și cu treaba pe astăzi la mall, aici pe sistem. Și ne îndreptăm spre facultate. Am acum curs la fizică. Vine și un fost coleg de liceu, care el este la facultate la Imperial în Anglia. Și vine și el acum așa, de o schemă aici, de o memă la poli să se flexeze pe noi cu ce știe el. Dar da, trafic, n-ai cu cine. Și
revin cu update mai încolo. Deci, da, aici la facultă n-ai nicio șansă să parchezi, cel puțin lângă, nicicum. Așa că am demers, de obicei vreo 500 de metri, cam așa. Pentru că e full și dacă aș găsi loc de parcare, ceea ce nu găsesc, evident, n-aș parca pentru că se blochează mașina, știi? Și na, n-ai ce să faci. Bă, fa bune! Aici, pe vlog. Aici și noi la o fizică ne aflăm. Să luăm 5-ul. Mai cu 5. Ce suntem din nou la bibliotecă, am terminat și cu fizica, mai am 2 ore pauză, după care trebuie să mă întorc la 6 pentru laboratorul la info. Și problema e că n-am ce face 2 ore acum. Da, o să treacă foarte greu timpul. Da, partea bună e că am de băut. Clătite, da. N-aveți voie să mâncați în bibliotecă. Adică, dacă aș mânca sau ceva. Ok, deci da, încă la bibliotecă, mă duc acum spre info, așa că o să închei acest vlog aici. Pentru că nici nu am multă baterie la telefon, deci da, nu prea mai am ce să filmez oricum. Așa că da, sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, toate cele, eu știu, dacă vreți să vedeți în continuare. Știu că mă filmez și nu mi se vede tot capul uneori, dar aia e. Așa e viața asta de vlogger. Și ne auzim data viitoare. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram și toate cele. Bye, bye!